Bună seara, oameni buni, și bine ne-am regăsit la ediția de miercuri a emisiunii Daruri Muzicale. Vă spune în această seară Liliana Savin, împreună cu ai mei colegi din regia de emisie, Cristina Clara Condurache, Mircea Brehuiescu, iar din spatele camerelor, Dumitru Brehuiescu. Trăim o toamnă lungă și frumoasă. Se spune că toamna se numără bobocii, se culeg roadele de peste an, sau poate fi și un început. Asta pentru un început pentru elevi, pentru copii care încep anul școlar. Noi în această emisiune avem un platou plin în seara aceasta, pentru că avem copii, elevi de la Școala Populară de Arte, de la clasa doamnei profesor Alexandra Trofin-Ojog. Și iată, în această seară o să aflăm roadele acestor elevi. Este valabil pentru cei care sunt anul 2 sau 3 și, așa cum am spus, un început pentru cei care sunt în anul 1 de studiu. Și o să-i spun bună seara și bine ai revenit, Alexandra Trofin-Ojog. Și o să repet, și trebuie să spun, așa cum spune domnul colegul meu de la camere, păpușica de porțelan și care are și o voce de înger. Bine ai revenit, Alexandra! Bună seara și bine v-am găsit! Mă bucur să fim alături de dumneavoastră, chiar dacă ne vedem mai rar. Noi când venim mulți și atunci ne mobilizăm mai greu, dar ne bucurăm să fim alături de dumneavoastră. Nu, și vă mobilizați foarte bine, pentru că am constatat cam de două ori pe an așa ne vedem, dar atunci cred că este bine, pentru că aveți ce spune, nu? Așa cum am spus, culegem roadele de peste an pentru cei care deja sunt în anul 2 sau 3 sau un început pentru cei care sunt în anul 1 de studiu. Și am înțeles de la tine, Alexandra, că majoritatea dintre elevi sunt începători, sunt bobocei. Într-adevăr, în această seară avem bobocei destul de mult, și mai mici și mai mari. Eu sunt convinsă că ei se vor descurca așa cum trebuie. Știu ce cresc și atunci îmi pun toată încrederea și toate bazele în ei, că sunt ai mei. Cum arată clasa de canto de anul acesta? E o clasă care se dezvoltă frumos, avem copii talentați, copii frumoși, avem părinți care ne sunt alături și ne susțin și ne încurajează în toate proiectele pe care încercăm să le punem pe roade. Cu siguranță aveți activități, pot merge și individual la festivaluri și concursuri, dar bănuiesc că sunt și festivaluri organizate la nivel de clasă sau la nivel de școală. Sunt și festivaluri organizate la nivelul școlii. Cei mai curajoși dintre noi îndrăznesc să meargă chiar și mai departe, și avem aici exemplu fetele noastre mai vechi, care deja sunt cu ștate vechi, și anume Delia Ilie și Amalia Patronic, care au îndrăznit așa să meargă mai departe și au obținut premii frumoase la un concurs la Bacău și la Moștenite din Bătrân, celebrul Moștenite din Bătrân, care încă se mai organizează la Vorona, și am avut emoții îngrozitor de mari când am fost cu ele, știind că a fost primul festival în care am fost eu. Da, te văd și am spus asta cu riscul de a mă repeta, te cunosc și pe tine de mititică. La fel ai pornit și tu foarte, foarte greu, dar arată prin muncă și ambiție. Ai ajuns și să-ți atingi scopul, că până la urma urmei pentru asta muncim și... Scopurile nu sunt ele chiar atinse, pentru că dacă ne-am atinge întotdeauna scopul așa repede și ușor, n-am mai avea exact spre ce ținti, și atunci am rămâne așa într-un colț de umbră. Dar eu cred că întotdeauna țintim mai sus și către mai bine, și este loc. Desigur că dacă e mai puțin sau ai mai puțin timp să te ocupi pe plan personal de activitatea artistică, dar totuși nu ai stat pe loc, pentru că ai mai adus așa în fața publicului câte o melodie, două noi. Iată, știu că anul trecut ai făcut și acea melodie patriotică, Neamul meu, și-o găsit locul. Nu știu dacă aici a fost prezentată în emisiunea noastră. E o melodie care mie tare dragă. Nu mi-am croit chiar așa gândurile atunci când am pornit munca cu ea, dar
doamna Petronela Rusu și cu domnul Doru Crișmărean întotdeauna îmi ghicesc așa gândurile și văd ei acolo ce e în sufletelul meu și întotdeauna iese ceea ce e mai potrivit. O melodie pe care ai lansat-o anul trecut cam pe... Anul trecut pe vremea, asta pentru că e o melodie patriotică, o melodie care vorbește despre România noastră dragă. De asemenea, te-ai ocupat cu copilașii și ai format așa un grup ușor cu care ai lucrat și o colindă. Asta vorbesc anul trecut, nu știu acum și probabil că o să faci, într-adevăr, că ne așteaptă sărbătorile, așteptăm sărbătorile de iarnă. Așteptăm sărbătorile. Anul trecut pe vremea asta ne-am bucurat așa de un proiect foarte interesant. Am pus pe roate videoclipul unei colinde. Mulțumim interpretelor Redana Călin că ne-a dat acceptul să-i împrumutăm colinda și să ne bucurăm împreună de venirea Crăciunului. Un videoclip tare frumos și fetele au fost tare încântate de rezultatele. Da, grup intitulat Flor de Plai Botoșănean. Noi vă așteptăm, te aștept și aici într-o emisiune cu acel grup și cu colinde frumoase pentru telespectatorii noștri și hai să-i prezentăm pe boboceii noștri din această seară. Bine, bună o parte seara. Din ei. Bună seara, cum te numești? Mă numesc Curcuțe Caterina Ioana o și am 10 ani. O să spui că da, mă cunoști, că eu am mai fost în emisiune. Da, eu te cunosc, dar trebuie să spunem pentru telespectatori. În ce an ești tu? Sunt în anul 3 la școala. Anul 3, deja ești cu vechime, da, la Școala Populară de Arte. O să-ți pară rău că ești anul 3, o să pleci sau o să mai vii la școală? Eu cred că chiar dacă cei 3 ani se termină, că nici n-apucăm să ne dezmeticim bine că au și trecut, eu cred că rămânem prieteni, ele știu unde mă găsesc întotdeauna și atunci cu siguranță nu ne vom despărți. Ce ne cânti în această seară? În această seară vă voi cânta melodia Joacă mai bade Vasile din repertoriul Minei Puslariu. Așa, în ce clasă ești? În clasa 4. În clasa 4. Mai departe? Bună seara. Bună seara și bine m-ai regăsit. Bine ai revenit, Florentina. Mă numesc Cosmane Florentina și am 12 ani. Și unde înveți? La școala gimnazială numărul 2, Dragșani. Așa, și la școala populară ești în anul? Anul 2. Anul 2, mai ai un an și termin. Da, cu siguranță o să plecați așa cu tolba plină de cunoștințe. Da. Pentru că aici, la orele de canto, învățați foarte multe noțiuni de tehnică vocală. Ce ne cânți, Florentina? Jocul lui Badea cu cărță din repertorul doamnei Angelica Fluturi și Sărba din flămânzi, repertorul doamnei Laura Lauric. Bravo! Mai departe! Bună seara! Bună seara! Și bine ai venit în emisiunea noastră. Cum te numești? Rusu Maria. Maria, ești pentru prima oară aici la Rapsodia, da, TV, îți place la noi? Da. Da. Maria cântă pentru prima dată muzică populară. Ai cântat alt gen de muzică înainte? Da, muzică ușoară. Și de ce ai trecut la muzică populară? Ți-a plăcut mai mult? Da, m-a încurajat și mama și bunicului meu îi place. Bunicul tău a cântat și el cumva sau nu? Da, îi place. Am înțeles. Ești anul întâi la școala, da, populară. Câți ani ai și unde înveți? 11 și învăț la liceu de artă Ștefan Lucian. Bravo, faci liceu de artă. Ce ne cânti în această seară, Maria? Istei Moldoveanu. Am înțeles. Mulțumesc tare mult. Și te mai așteptăm în emisiunile noastre. Bună seara! Bună seara! Cum te numești? Mă numesc Rus Paula Mariana. Și tu ești anul întâi, da? De studiu, da, la școala populară de arte. De ce ai ales tu să cânti muzică populară? Ia spune. Pentru că îmi place foarte mult muzica și mai ales muzica populară. Unde înveți? La Liceul Tehnologic Ștefan cel Mare și Sfânt Vorona. Vorona. Da, uite, acolo aveți și acel festival. Cu siguranță o să particip de acum la celelalte ediții, așa-i? Da. Da. Ce ne cânti în această seară? Eu vă voi cânta în această seară Badei Ciobănaș la munte. Bravo. Mai departe, bună seara. Bună seara. Mă numesc Popovici Paula Larisa, am 17 ani și învăț la Liceul Teologic Liceal Sfântul Gheorghe Botoșani. Am înțeles, ești primul an? Da, da, da. Primul an, că nu ne-am mai văzut. De ce acum? Pentru că n-am avut curajul pentru a veni mai devreme. Și cum s-a întâmplat? Cine te-a încurajat? Părinții și sora mea. Ai mai cântat prin altă parte? Da, am cântat la coruri, concursuri mai mici. Și când și în corul bisericii. Da, bineînțeles, având în vedere că faci teologie. Da. Ce ne cânti în această seară? Am un bai de pădurare. Ce vrei să faci tu pe mai departe, având în vedere că ai 17 ani? Să fac o facultate, bineînțeles.
probabil aș merge pe conservator. Bravo! Cam atât. Cam atât. Mai departe, mulțumesc! Bună seara și bine m-am regăsit! Bine ai revenit, Ema Istina. Ce mai facem, Ema? Bine, dumneavoastră? Bine! Bine și eu, la emisiune! Ce ne cânti, Ema, în această seară? Ia că este de sărbătoare de repertorul doamnei Andreea Haisan și când am fluier și scripcă de repertorul doamnei Sofia Picoveacă. Da, tu ești o cunoștință mai veche a emisiunii noastre, dar hai să spunem telespectatorilor și unde înveți. La școala gimnazială numărul 2 Drăgșani. Și la canto popular ești în anul? Anul întâi. Anul întâi? Da, uite că am uitat, deși tu ai mai fost în emisiunile noastre, am uitat că ești primul an. Am uitat pentru că tu ai mai studiat, ai mai făcut ore de canto cu altcineva. Așa. Ce ai spus că ne cânți? Ia că ai zis de sărbătoare și când am fluier și scripcă. Am înțeles, Ema. Mulțumesc și succes. Mai departe? Bună seara! Bună seara, o altă prietenă a emisiunii noastre, Delia Ilie. Bine ai revenit, Delia! Bine v-am găsit! Cred că despre tine spunea doamna profesoară că ai participat la câteva concursuri în ultima perioadă. O să te rog să ne spui. Au fost două concursuri la care am participat cu mult drag și unul dintre ele este Armonie în timp, la care am obținut premiul 3, de care m-am bucurat foarte mult. Și am mai fost unul la Vorona, moștenite din bătrâni, la care am obținut mențiune. Și pot să spun că și de ce m-am bucurat foarte mult. Bravo, felicitări, ai un nou look, mă refer la tunsoare și îți stă foarte bine. Mulțumesc. Tu ai și melodii proprii, da? Da, trei melodii proprii. Cu cine le-ai realizat? Cu doamna Petronela Rusu și cu domnul Doru Crâșmăreanu. Ce ne cânți în această seară? Zi scripcare, cum zic eu, și cântă cucul sus în fagi. Mulțumesc, Delia, și mult succes. Tu ești la școala populară în anul? 3. În anul 3. O să-ți pară rău că termin? Da. Deoarece m-am atașat foarte mult și de colegi și de doamna profesoară și... Doamna te așteaptă oricând, ai auzit ce a zis. Da. Eu m-am atașat foarte mult și îmi este greu. Da, este loc și vă așteaptă cu drag mereu să... Și țineți legătura, evident. Da. Mai departe, bună seara. Bună seara. Cum te numești? Trețcanu Aida Maria. Aida Maria, bine ai venit la Rapsodia TV pentru prima dată, într-o emisiune în direct, aici la televizor. Cum ți se pare aici la noi? Îți place? Foarte fain. E foarte fain. Ne bucurăm că îți place. Tu ești anul întâi. Ia spune de... Anul trei? Anul trei? Da. Și ne-am mai văzut? Cred că ne-am mai văzut de câteva ori, însă Aida a trecut printr-o grămadă de etape, a părăsit grădinița și a ajuns la școală. Deja suntem în clasa a doua, învățăm să scriem, ne lăudăm de fiecare dată când anul venim cu literele la noi. Anul 3 la școala populară de arte, uite că nu... uite, și o să termin și tu anul acesta, școala populară de arte. Așa este? Ce lucruri frumoase ai învățat tu la școala populară? Foarte multe cântece și îmi place foarte mult aici. Bine, ce ne cânți în această seară? M-aș duce și eu la joc. Mulțumesc tare mult. Mai departe? Bună seara. Bună seara. Cum te numești? Maria Stauciuc. Maria, noi am mai vorbit și la telefon, cred, da. Bine ai venit, Maria. Tu ești pentru prima oară aici la Rapsodia TV. Da. Da. Am vorbit cu Maria la telefon, am vrut să o invit de ziua ei și mi-a spus că este primul an și că este la doamna Alexandra Trofinojoc și am mai lăsat-o să mai crească, să mai obțină așa experiență. Și iată că s-a întâmplat, da, și curaj, și s-a întâmplat în această seară să fie alături de noi. Am și un mic cadou pentru profesoara mea, drag iubită, și mulțumim, pentru dumneavoastră. Mulțumim tare mult, Măriuță. Așa, la școală în ce clasă ești? A doua. Și unde înveți? La școala gimnazială Ion Bojoi. Și cum ai început tu să cânti muzică populară? Prima oară am cântat muzică ușoară, dar după aceea l-am întâlnit pe domnul nostru din Flămânzi de la 3 generații, Dumitru Cluci, care salut, și
mi-a zis că dacă când două cântece populare, mă ia la mare. Și eu imediat foarte bine a făcut. Și a făcut foarte bine. Și de atunci te-ai îndrăgostit de muzica populară? Da. Da? Și nu mai cânti muzică ușoară deloc? Nu. Da, e bine că ți-a trecut și că ai ales muzica populară. Îți place mai mult, așa-i? Da. Ce ne cânti în această seară? În această seară vă cânt M-am pornit cu Carun Vale din repertoriul Doamne. Lucianei Spânu, da. Da. Bine, îți place la școala populară? Foarte mult. Bine, mă bucur. Și la noi îți place tare mult și te mai așteptăm cu mare drag, da. Și în alte emisiuni. Iată, tu vii dintr-o localitate, așa cu tradiții folclorice bogate. Exact, exact. Mai departe. Bună seara. Bună seara. Mă numesc Delia Marina Bodoi, am 11 ani. De unde vii, Alina? Delia, scuze. Din Flămânzi și învăț la școala Nicolae Bălcescu. Din Flămânzi. Da. Ești anul întâi la școala populară? Da. Ele formează o echipă tare năstrușnică, vin împreună întotdeauna așa cu energie. Foarte bine, că sunt colege și dacă vin împreună le se pare mai ușor. Încetul, fără emoții. Dar mulțumim tare mult, mulțumesc. Ce ne cânți în această seară? În această seară vă voi cânta Azi Horensat la noi din repertoriul Andrei Hăisan. Așa, mulțumesc tare mult, îți doresc mult succes. Și eu. Mai departe, bună seara. Bună seara. Bine ai revenit, Amalia Patronic. Bine v-am găsit. Ce mai faci, Amalia? Bine. Tu ești anul 2 sau 3? 3. Anul 3, la fel și pentru tine, o să termin școala populară de arte. Cum ți s-au părut acești 3 ani? Bine că din anul 3 mai e. Mi s-au părut foarte frumoși. Am trăit experiențe foarte interesante. Spunea doamna că ai fost și tu la câteva concursuri în ultima perioadă. Da. Poți să ne spui? Am fost la un concurs la Vorona și am luat mențiune. Amalia, ai cu un timbru vocal așa mai special. Mai special, da. Eu întotdeauna mi-aduc aminte și ei se potrivesc tare bine. Îi vin mănușă piesele doamnei Sofia Vicoveanca. Ce ne cânți în această seară, Amalia? Bate toba mai Vasile. Atât, o melodie. Da. Mulțumesc tare mult, Amalia. Mult succes. Și eu vă mulțumesc. Și unde înveți? La școala gimnazială numărul 13, Botoșani. Botoșani. În ce clasă? A cincea. A cincea. Mai departe, bună seara și bine ați revenit! Bună seara și bine v-am găsit! Doamna Ailin, că e Elena, da? N-am greșit. Ce mai faceți, doamna? Bine, bine. Mulțumesc, bine. Dumneavoastră sunteți anul? 3. Anul 3 și 3. Dumneavoastră trebuie, terminați. Da. Am terminat cum, și cum eu. Au fost acești 3 ani? Foarte frumoși, multă experiență, am avut multe de învățat. Sigur, da. Noi am mai abordat subiectul ăsta și în alte emisiuni, pentru că ați mai fost la noi. V-ați îndrăgostit așa mai târziu de cântecul popular. Mai târziu, da. De cântecul, da. Dacă popular. Nu uităm așa, nu prea mă deosebesc de copilaș, că și eu sunt micuț așa și nu chiar ies în evidență că am o vârstă mai înaintată, dar na, ne îndeplinim visele și mai la o vârstă mai înaintată. Probabil că dorința de a cânta zace așa mai de mult fost, în sufletul dumneavoastră. A fost, da, a fost, undeva. Și v-ați acolo îndeplinit visul, să spunem. Da, toate, niciodată nu-i târziu. Toate, da, toate cum sunt rânduite. Ce ne cântați în această seară, doamnă? Azi enorm în Esenin, din repertorul Zinaidei Julea. Mulțumim tare mult și vă dorim multă sănătate și succes în ceea ce doriți dumneavoastră să faceți. Mulțumesc frumos. Așa, și o să ajungă microfonul așa din mână în mână și să continuăm prezentările de aici din stânga mea cu celelalte domnișoare. Te rog, ține microfonul. Bună seara. Bună seara. Cum te numești? Iurac Alesia. Alesia, câți ani ai? Am aproape 12 ani. 12 ani și unde înveți? Înveți la școala Octav Băncilă. De unde? Din Corni. Din Corn, de la Cornvin. Da, și acolo o comună așa cu tradiții la Corn, cu obiceiuri de Crăciun acum, de anul nou. Ești anul întâi la școala populară? Da, anul întâi. De ce ai ales tu să cânti muzică populară? Pentru că îmi place foarte mult. Ți-ai insuflat cineva dragostea pentru cântecul popular? Da, părinții mei, dar și mie îmi place foarte mult, așa că de-aia am ales. Ce ne cânți în această seară? Dragul mie, în sat la joc. Bravo, felicitări! Mulțumesc. Eu abia aștept să vă aud cântând. Mai departe.
Bună seara! Bună seara și bine ai venit! Cum te numești? Mă numesc Aila Alexia. Alexia, câți ani ai? 13. 13 ani și unde înveți? La școala gimnazială numărul 17. Din Botoșani, da? Da. De ce acum la școala populară de arte? Păi, pentru... Și de ce ai ales cântecul popular? Pentru că la mine în casă se asculta foarte muzică, foarte mult muzică populară și până anul trecut nu mi-am descoperit talentul. Cine a fost, mai aproape microfonul de guriță, cine a fost, nu știu, persoana care ți-a zis să cânti muzică populară? Mama. Mama? Da. Și îți place, da? Da. Ce ne cânti în această seară? Vă voi cânta Mândră sunt că-s moldoveancă din repertorul Mihaela Tabură. Da, chiar trebuie să fii mândră că ești moldoveancă. Mai departe, și cum și-au făcut ei rost așa de costume populare, fiind anul întâi? Păi când ți-e dragă muzica, te gospodărești, da? Și atunci costumele, mai ales că ele vin din zone folclorice bogate, cu siguranță acolo în sat la fiecare sau chiar în zestrea bunicilor au găsit cămășuțe foarte, foarte frumoase. Da, că s-au așa mobilizat foarte repede și costum popular și tot ce trebuie. Bună seara! Bună seara! Și bine ai venit, bine ai revenit, da? Da. În ce an ești tu la școala populară? Sunt în anul 2. Cum te numești? Vasiliu Andreea. Andreea. De unde ești tu? Sunt din Botoșani. La ce școală înveți? Sunt la școala gimnazială numărul 17. În ce clasă? Clasa 7. A 7. Ele sunt și colege de bancă și noi împărțim un secret că ne vedem de două ori pe săptămână. Eu le sunt profesor și la școala cealaltă. Am înțeles. Și ce ne cânti în această seară? În această seară voi cânta Hai poftiți la sărbăroată. Mulțumesc tare mult. Gata, ați scăpat de emoții. O avem pe Eliza Munteanu. Bine ai revenit, Eliza. Deja nu mai are emoții că este de acasă, de aici, de la Rapsodia TV. Ești ca și acasă, Eliza, da? Da. Bună seara. Mulțumesc frumos pentru invitație. Sunt foarte fericită că am reușit să vin aici ca să fiu alături și de doamna profesoară și de colegile mele. Da, sunt ca acasă. Mulțumesc Dumnezeu că am reușit să termin și anul 3 la școala populară de arte Georgenescu din Botoșani. Dar tu ai terminat școala populară? Da, am terminat, anul trecut, da. Sau când? Da, cred că trecut. anul și iată trecut. Că mai ții legătura cu doamna. Da, mai țin, da, pentru că doamna profesoară mă ajută și cu melodiile astea mele când am nevoie. Am înțeles, urgent, dacă și... tu ai deja câte melodii proprii ai, Eliza? Păi am 5, acum lucrez cu a șasea melodie cu Țărăneasca, cu domnul profesor Alexandru Haviliuc și... Textele cine ți le faci? Ma. Da, știm pe mama că face texte frumoase. Da, și acum să... Dumnezeu să am și gata melodia asta nouă. Că ce și... ne cânti în această seară, Eliza? Astăzi voi cânta două melodii proprii ale mele. Una ar fi La căsuța din Răscruce și a doua Mamă mămărit. Mulțumim tare mult, Eliza. Și doresc mult succes în tot ceea ce vrei tu să faci. Mulțumesc! Mai departe, bună seara. Și bine ai venit pentru prima oară la Rapsodia TV. Da. Cum te numești? Crășmariu Andrada Ioana. Andrada, câți ani ai, Andrada? Am 13 ani jumate. Și unde înveți? La Ungureni. Aproape aici. La școala gimnazială din Ungureni. Din Ungureni. Deci tu vii de la Ungureni. Ce ne cânti în seara asta? Body, body, share, body. Repertorul Andrei Hain. Aisan, da. De ce ai ales tu acum să cânti muzică populară și să te și înscrii la școala populară de arte? Pentru cine a fost persoana care te-a îndemnat să faci lucrul ăsta? Părinții mei și o bunică de-a mea. Ai mai cântat prin altă parte? Adică te-ai mai pregătit cu alt profesor până să ajungi la școala populară de arte? Da, am fost tot așa la școala de arte, dar cu Lorena după. Am înțeles, cu doamna Lorena. Bine, mulțumesc tare mult, vă mulțumesc. Da, copiii se descurcă, ei sunt ambițioși și știu întotdeauna ce au de făcut. Eu zic să ne apucăm și să cântăm, pentru că avem foarte multe melodii de ascultat, nu? Așa este, doamna profesor. Așadar, dragi telespectatori, o să-i ascultăm rând pe rând pe acești copii minunați, împreună cu profesoara lor, interpreta de muzică populară, Alexandra Trofin Ojog.
moldovean, că zici scripcuță că mi-ești dragă. Joc și când pisti tot locul, harnică zgurai ca focul. Când iubesc eu nu fac șagă și nici nu mă încurc la treabă. Harnică scum în aiuti, moldovean, că-s neam de frunti. Mândră sunt că-s moldovean, că cânt la lumii, că mi-i dragă. Nu-i ca mine, e alta în sat, nici la joc, nici la cântat. Tropăit, jucați cum știți, lângă lăutar vestiți. Răsună trompetele, geacă moldoven și li. Joașe și niștiri, păi strâns la piept ca să mă ții, măi. Moldovean cât și sărută, toată viața nu mai uită. Cât sărută cu dulceață, cu și-al drag trăiește o viață. Moldovean cât din neam, vadă-i mândru moldovean. Când tropăim amândoi, chiui lumea cu noi. Mândră sunt cât moldovean, că cânt la lume. Dragă nu-i ca mine, e alta în sat, nici la joc, nici la cântat. Tropăit, jucați cum știți, lângă lăutar vestiți. Răsună trompetile, geacă moldoveni și li. Și ni joacă lângă mine, păi nu se face de rușini, măi. Mi-a spus mama mea, jocul când m-a învățat. Neamul nostru nu-i bogat, dar cu sufletul curat. Moldovean că și ni drag, să cânt și joc să mă bag. Să cânt la neam și străin, să joc și oamenii buni. Mândră sunt că-s moldovean, că cânt la lumii, că mi-i dragă. Nu-i ca mine, e alta în sat, nici la joc, nici la cântat. Tropăit, jucați cum știți, lângă lăutar vestiți. Răsună trompetile, geacă moldoven și li. Nu-i ca nici la joc, nici la cântat, măi. Hai la joc, vă îndemnați, cu voi bună strigați. Când aveți prea des noroc, să aveți moldovean ca joc. Cântă scripcă cu sacâs, când mai am mult de zis. Șansă joc, cum știu mai bine, cu bădița lângă mine. Mândră sunt că-s moldovean, că cânt la lume. Că mi-i dragă, nu-i ca mine, e alta sat. Nici la joc, nici la cântat. Tropăit, jucați cum știți, lângă lăutar vestiți. Răsună trompetile, geacă moldoveni și li. Thank you.
mândresc moldovenii când o joacă. Și voi bună vor puteți să facă mai mai. Starostii fașii loc, loc. Băsmăluța sus, voi până la trei s-o dus. Pisul mână și-nvuit, strângă badea răgușât. Ușurel saltați, mai să nu vă încurcați. Mai poftiți la sârbă roată, roată. S-o vârtim că-i din bătrân la sat, mai mai. Și mă-ntresc moldovenii joacă. Și voi până vor cutăți să facă mai mai. Mă-ntresc moldovenii când o joacă. Și voi bună vor cutăți să facă mai mai. Hai poftiți la joc cutăți perechi, batitopa după scripca vechi mai mai. La zădi sărbătoare o joacă satul, cânta și prutul din
gândești. Cu basilică o să faci armată. La ora din sat moșul Catilii, mândru păturar cu verde pălărie, are cai pământ și are mândră casă, și mi-a spus că vrei casă și mireasă. Dar mămânca mea nu-i tare încântată, nu mă vei măritată, cu câniță acasă stai și te gătești, dar la Iliuță trebuie să muncești. Vreau zice o câlie mi-a dat Dumnezeu, când la or în sat cu bătița meu, stripa lui în gând, dar vreau să-mi întuios, îi voi și mireasă și-o-mi trăi frumos. Mamă, nu uita că suna la părinți, neva și nevoie, ai să mă ajuți. Dragostea și cântul n-o scoate din greu, mamă m-a mărit cu scripcarul meu. Și flăcăi, cum mai obișei la noi, tot pe vârt, tot pe călcâi. Hai la horă, hai da măi! Bat cu stângul sau cu dreptul, stric că nu mă doare cheptul, când-i badea frumușoale și-n-i drag de el. Bat cu stângul sau cu dreptul, stric că nu mă doare cheptul, când-i badea frumușoale și-n-i drag de el. Hai da-ți fete și flăcăi, cum mai obișei la noi, tot pe vârt, tot pe călcâi. Hai la oră, hai da măi! Șadei badea șuguiești și-n horă mă-nvârtești înainte și-napoi, ca și-ai jocul măi. Șadei badea șuguiești și-n horă mă-nvârtești înainte și-napoi, ca și-ai jocul măi. Hai da-ți fete și flăcăi, cum mai obișei la noi, tot pe vârt, tot pe călcâi. Hai la oră, hai da măi! Suceava, joacă-le când nu-l joci degeaba, când vin fete frumoșele, dragțe și de ele. Ăsta-i joc de la Suceava, joacă-le când nu-l joci degeaba, când vin fete frumoșele, dragțe și de ele. Hai da-ți fete și flăcăi, cum mai obișei la noi, tot pe vârf, tot pe călcâi. Hai la horă, hai da măi! Fete mândri și flăcăi, cum mai obișei la noi, tot pe vârf, tot pe călcâi. Hai la horă, hai da măi! Badi badi și ieri badi dirli 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 da, ci bada it să cade dirli 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 da. Nu mă prins, nu mă sărut, dirli 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 da, nu mă la mine te uiți, dirli 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 da. Băi nu mă prins, nu mă sărut, dirli 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 da, nu mă la mine te uiți, dirli 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 da. Hai, hai. Băi mai bădiță și cu tine, ori nu vrei, ori ți-i rușini, ori vrei să mă chinuiești, ori tu nu știi să iubești, măi. Bădișor, bădița mea, dirli, 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 da, ți-o părie bădiță rău, dirli, 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 da, că am umblat în deal și-n vale, dirli, 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 da, nu mi-ai dat o sărutare,
tată, dili 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 da, nu mai sărutat odată, dili 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 da, mai purta pădurea tată, dili 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 da, nu mai sărutat odată, dili 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 da. Tu mai costică prin dimă și mă sărătă că din nu mi sărută al fi sărănica ta, măi! Măi costică ce-am aflat, dirli, 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 da, că mai ai o mândrăsa, dirli, 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 da, poți să ai badi și să și dirli, 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 da, nici una nu mă aprinși, dirli, 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 da, nici la joc, nici la cântat, dirli, 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 da, nici la duce sărătat, dirli, 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 da, păi nici la joc, nici la cântat, dirli, 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 da, nici la duce sărătat, dirli, 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 da, hai, hai. Păi badi pălărino, nu ține calea la Tokyo, bani și-aș vrea și la tri calea ține, dar și-ți apări, badi, rămâi, e că nu-i alta cum sunt eu. Dacă tine, badi, hai, e mega să schioas plăcăi, pop-op și-așa lăsa. Joacă-te să tine, joacă.